Deocamdată, haideți să nu vorbim despre funcții, despre poziții, despre posturi. Deocamdată sunt simplu, Dorin Șerpean. Da, într-adevăr, cred că am reușit să facem această tranzacție extraordinară pentru fotbalul românesc. Da. Am reușit să aducem investitori din Spania, o țară care deja este consacrată în ceea ce înseamnă fotbal, cu mare expertiză în ceea ce înseamnă management sportiv, management fotbalistic. Și pentru asta mă bucur foarte mult, așa că haideți să nu vorbim în șabloane, că nu prea contează acum momentul acesta posturile. Nu, dar este clar că, așa cum am discutat și ieri, pentru că am avut de la dumneavoastră reacție imediat după tranzacționare, veți rămâne oricum în proiect asta 100%. Scuzați-mă, sunt Spun, într-o veți rămâne în mod sigur în continuare în acest proiect, 100%. Da, voi rămâne. Este adevărat că aveți o ofertă din partea spaniolilor de a fi președintele clubului? Da, e adevărat. Având în vedere că dumneavoastră aveți și o carieră politică, e posibil să vă încurce un pic și să nu puteți accepta această ofertă? Cariera politică am avut-o de mult. E vorba de un mandat în care am fost consilier local și viceprimar la Alba Iulia. Da. De 5 ani, practic, nu am activat, nu sunt nici membru niciun partid. Chiar a fost un singur mandat. A, deci puteți, cu alte cuvinte, să vă ocupați 100% de fotbal în acest moment. Da, bineînțeles, eu v-am spus, din 2016 nu mai sunt implicat deloc în politică. Da. Domnule Șerdan, ce urmează zilele acestea pentru Dinamo? Urmează un program foarte greu, în primul rând. Da. La nivel de organizare internă a clubului, Da. trebuie să pregătim echipa pentru sezonul care, iată, bate la ușă. Da. O să numim un scurt timp, foarte scurt timp, antrenorul primei echipe. Domnul Muțescu va rămâne în club pentru că a dovedit că este un profesionist desăvârșit și mai ales în moment atât de greu a fost lângă Dinamo și Da. dumnealui are tot respectul investitorilor și al meu personal. Pe ce poziție va rămâne domnul Mulțescu? Nu este clar, dar director tehnic, echipa a doua, Da. sunt discuțiile legate de domnia sa, pe care am avut deja ieri cu investitorul spaniol. Există varianta ca și domnul Augustin să revină la Dinamo? Domnul Augustin este o legendă pentru Dinamo Da. și proiectul este un proiect mare, un proiect cu adevărat mare, sportiv, Da. fotbalistic, în tot ce înseamnă fotbal și infrastructură. Da. Vorbim de reînființarea echipei a doua, în primul rând, Da. apoi de dezvoltarea Academiei de Copii și, bineînțeles, că legendele se regăsesc în acest proiect. Da. Iar vorbim de Ionel Augustin, ce să văd, omul care a dat atâtea goluri în cupele europene, a fost în acea mare echipă a anilor 80, alături de alți mari jucători. Și posibil, sigur, să avem nevoie de expertiza și imaginea acestor legende ale clubului. Da. Domnule Șerdan, toate site-urile au scris ieri că principalul favorit pentru banca tehnică este Cosmin Contra. Este de actualitate varianta aceasta? Avem o listă cu patru antrenori Da. În momentul acesta. Da. Cosmin Contra este pe locul întâi, alături de alți trei specialiști, antrenori spanioli. Da. E vreun nume cunoscut dintre acești antrenori spanioli la nivel european? Da. Ok. Înțeleg că Bogdan Bălănescu și Marius Iorga vor rămâne în continuare în organigrama clubului, este adevărat? Suntem în prima zi, organigrama, vă spun, deschis, Da. va fi modificată, Da. așa că haideți să lăsăm puțin lucrurile de această parte legată de implementarea proiectului, așa cum știți, este, hai să nu spunem responsabil, dar practic cel care se va ocupa și va implementa acest proiect în ceea ce înseamnă, tot ce înseamnă Dinamo, este domnul Juan José Melero. Da. Dumnealui va răspunde exact și va decide exact cum va arăta organigrama. Și de asemenea, bineînțeles că există Consiliul de Administrație, există oameni care au muncit în acest proiect și care vor fi alături de noi, cei Da. care deja sunt în club sau și aducem pe specialiști în acest club Da. și vom decide împreună. Se va decide. Nu pot să vă spun ceva despre X sau Y, pentru că chiar nu pot, nu se poate în momentul acesta. Înțeleg, înțeleg. Da. Poate puteți să ne confirmați informația că Ionel Dănciulescu va pleca?
Poftim? Poate puteți confirma totuși informația că Ionel Dănciulescu va părăsi proiectul. Da. Bun, mulțumim. Deci, domnul Șerdan confirmă ProSport, Ionel Dănciulescu va părăsi acest proiect. Nu vreau să vă mai țin mult. O ultimă întrebare. Unde va fi noul sediu al clubului? Noul sediu al clubului, sau vechiul sediu al clubului, vrem să-l aducem cât mai repede în Ștefan cel Mare. A, Dinamo, Dinamo se identifică cu tot ceea ce înseamnă Parcul Sportiv Dinamo și șoseaua Ștefan cel Mare. De asta și imnul nostru este Câinii din Ștefan cel Mare. Și acum este prematur să vorbim de o mutare imediată în acest spațiu, dar este ceea ce dorește investitorul și ne dorim toți dinamoviștii, eu cel mai mult, pentru că eu o spun din start, sunt suporter acestei echipe din fragedă mea copilărie. Da. Am prins vremurile cele mai bune ale acestui club și sufletul meu este Ștefan cel Mare. Da. Deci să ne așteptăm în scurt timp să vedem din nou birourile la Ștefan cel Mare, la stadion, așa cum erau pe vremuri. Așteptăm, deși acum este greu situația. Sau este doar o încercare a dumneavoastră, o dorință și urmează să demarați discuții și așa mai departe? Poftim? Zic, este doar o dorință în acest moment, acest lucru? Nu doar o dorință, deci e o dorință, dar o să și facem toate demersurile necesare ca să reușim în cel mai scurt timp posibil să fie sediul clubului acolo. Va dura, vedeți că discutăm de construcția unui nou stadion, pentru aceasta am avut discuții și cu autoritățile, cu domnul ministru de interne, domnul Vela. De asemenea, vrem să discutăm și cu primăria sectorului 2. Deci toate procedurile pe care sunt necesare să demarăm cât mai repede construcția noului stadion. În acest timp însă va trebui să activăm undeva. Asta zic. Deci, oricum o să ne mutăm de la Ring Grand Hotel. Da. Am vorbit ieri aceste aspecte. Da. În cel mai scurt timp posibil. Există varianta, vă întreb acum, e doar un zvon pe care l-am auzit și vreau să confirmați sau să infirmați dacă puteți. E posibil să mutați birourile într-o clădire de birouri patronată de Cristi Borcea din Floreasca? Nu. Ok. Aveți de gând totuși să căutați birouri în zona apropiată stadionului Ștefan cel Mare? Da. Am înțeles. E în regulă. Bun, vă mulțumim mult de tot pentru intervenție, domnule Șerdan. Multă baftă în continuare în nou proiect. Vă mulțumesc și eu foarte mult și vreau să salut pe toți dinamoviștii din România și nu numai, pentru că suntem răspândiți în lume și pe această cale îi salut. Vreau să-i asigur de tot sprijinul investitorilor legat de ceea ce înseamnă suporteri, pentru că un club de fotbal nu poate exista fără suporte. A, uitați că mi-ați ridicat la fileu mingea, deși sunteți jucători de șah. Ce se întâmplă cu banii suporterilor? 500.000 de euro. Investitorul dorește să discute cu suporte în cel mai scurt timp. Din păcate, vedeți că sunt lucruri puțin greșit înțelese. Pare rău, nu vreau să nominalizez persoane sau ziare, colegi de dumneavoastră, vă rog, din presă. Faptul că nu s-a putut discuta direct cu suporterii nu înseamnă că investitorii nu vor să discute cu suporterii. Da, aici, atenție, nu vreau să ne lăudăm, dar ProSport nu a scris așa ceva, să știți. Nu, am spus confrate dumneavoastră, nu v-am spus direct dumneavoastră. Chiar am încercat să nuantez lucrurile. Da, investitorul dorește să poată în dialog constructiv cu fanii, cu suporterii și bineînțeles că se dorește în primul rând restituirea împrumuturilor, pentru că suporterii au făcut o treabă extraordinară. Numai noi, Dinamo, puteam să facem așa ceva. Da. Deci suporterii au tot respectul și de altfel inima noastră a celor care acum suntem implicați în acest proiect la nivelul cel mai înalt. Bun. Deci, asta o să fie viitor. Deci vor exista și discuții cu suporterii, clar. Sigur că da. Sigur că da. Domnule Șerdan, înțeleg că există o listă de achiziții foarte mare, spre 30 de jucători spanioli, adevărat? Nu chiar așa mare e listă, bineînțeles. Da. Acum, totdeauna știți cum e. Mulți chemați, puțini aleși. Așa se întâmplă. Da. Dar vor exista și foști jucători de la Dinamo, nu știu, cu cotă superioară care să fie aduși înapoi? Există varianta aceasta? Există. Bun.
Nu insist pentru că, fiind jucător de șah, sunt sigur că n-o să reușesc să vă păcălesc să ne dați vreun nume. Combinații, mați în două sau trei minute, nu pot să vă dau și mai e ceva, sincer. Da. Avem un proiect foarte clar, persoane care se ocupă fiecare de ceea ce trebuie, de ceea ce este delegat să se ocupe și da. Chiar nu este treaba mea, vă spun clar. Înțeleg.